Revenim la știri interne. La Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost dat în folosință un centru didactic dotat cu echipament de ultimă generație. Peste 440 de elevi de la 5 specialități vor beneficia de condiții moderne de studii, adaptate la standardele europene și corespunzătoare cerințelor agenților economici din sectorul privat. Centrul tehnico-didactic în mecanică agricolă are trei laboratoare, unul de sudură și două pentru întreținerea utilajelor agricole de capacitate mare și de capacitate mică. Aici vor fi organizate și sesiuni de calificare și recalificare pentru angajații din acest sector al economiei. Avem în acest laborator multe tehnologii moderne, cum ar fi dronele industriale, tractoare de ultimă generație, diferite instrumente pentru deservirea automobilelor. Sunt tehnologii foarte performante noi, care noi n-am avut posibilitatea de a învăța și sunt mândru de colegiul nostru că are așa tehnică bună. Putem vedea cum în alte țări, cum ar fi Uniunea Europeană, sunt implementate tehnologii de ultimă generație. Multele din acestea sunt la noi în laborator. Centrul va sta atât la dispoziția elevilor colegiului, cât și a agenților economici. Pe platforma acestui centru se vor întrăi și agenții economici și vor fi organizate seminarii, cursuri de scurtă durată, care va permite să mobilizăm resurse de zona nord în sectorul agricol pentru a să beneficieze toți. Proiectul, în valoare de peste 780.000 de euro, a fost implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Moldova și al Băncii Europene de Investiții în cadrul programului Livada Moldovei. Noi vorbim despre tehnologii, digitalizare și modernizarea anume învățământului în agricultura din Republica Moldova. Este următorul pas al Guvernului Republicii Moldova în dezvoltarea științei agricole. Noi trebuie să ne aliniem la dezvoltarea tehnico-materială și acest proiect a luat naștere în urma vizitei de studiu a tuturor reprezentanților, inclusiv a școlii de la Soroca, a reprezentanților din cadrul Ministerului, la trei centre similare din Europa. Până la începutul noului an de studii 2024-2025, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca va beneficia de un al doilea proiect investițional în valoare de 168.000 de euro. Cu acești bani, centrul tehnico-didactic va fi dotat și cu utilaje agricole pentru lucrările în câmp.